Acum, zona operativă este foarte activă și zona religioasă. Ați ajuns de la Dunăre, nu numai în Ardeal. Cred că a cumpărit toată țara în etapă următoare. Iar puțin este tot așa. Am văzut foarte multe activități desfășurate cu ocazia centenarului. Cred că a fost anul prea mic pentru câte activități ați putut să realizați. Hai să-ntindem bora mare, mai aici, mai colea, mai aproape de hotar, ca să trecem granița. Mai aproape de hotar, până-n Basarabia, noi suntem mai români. Și pe când de bătălie vom lupta nebiruiți. Nu ne spăimântează moartea, noi suntem nemuritori. Moartea-i sfântă dacă soarta ne va corona cu flori. Luna ianuarie anului 2019 reprezintă pentru Jandarmeria Brașov un moment de importanță deosebită în evoluția instituției prin prisma aniversării celor 100 de ani de la înființarea primei structuri de jandarmi în județul Brașov. Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina. Nicolae Titulescu. Este un moment important, dacă anul trecut sărbătoream 100 de ani de la Marea Unire, iată că anul acesta, Jandarmeria Transilvaneană, Jandarmeria Brașov, sărbătorește 100 de ani de la înființare, 100 de ani de activitate. Care a luat ființă această instituție într-o zonă atât de dragă nouă și să dea bunul Dumnezeu ca tot ceea ce și-a dorit domnul generalul bătrân dr. Ioan Bumaica să se întâmple cu această instituție. Făcut școala militară. Am zis că până la 30 de ani trebuie să fac o misiune internațională. A fost o ambiție mea. Peste 60 de jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov au răspuns prezent campaniei Donează Sânge, Împreună Salvăm Vieți.
Fac parte din presă ca la anul să vină și să încerce, pentru că este un sentiment unic. La Brașov, manifestările organizate sub egida centenarului Jandarmeriei Ardelene au debutat cu înlocuirea drapelului arborat pe muntele Tâmpa la 400 de metri înălțime.
dragostea, iubite frate, dragostea e întâi de toate. Dacă dragoste nu ai, n-ai nici pace, n-ai nici rai. Pentru al 11-lea consecutiv, inspectoratul de jandarmi județean Brașov, prin strădania și grija comandanților, pe care i-am avut și îi avem, a adus în inima țării, la Brașov, Sfânta Lumină. Ne bucurăm că acest eveniment am putut să-l reiterăm și anul acesta, an în care Jandarmeria Ardeleană împlinește 100 de ani și poate că în fiecare lumânare, în fiecare flacără din Lumina Sfântă, se regăsește un erou român, un erou jandarm, un militar căzut de-a lungul timpului și a istoriei noastre la datorie. Hristos a înviat bucurie, pace și belșug în fiecare casă de român și Dumnezeu să-și reverse harul și belșugul peste noi toți pentru a fi uniți, a fi buni și a trăi în pace așa cum străbunii noștri o făceau odinioară. Hristos a înviat bucurie și pace tuturor. Acum la centenarul Jandarmeriei Ardelene se cuvine ca pe lângă urarea de Hristos a înviat și sărbători liniștite și frumoase tuturor, să urăm și la mulți ani tuturor jandarmilor ardeleni și jandarmilor români, care zi de zi se străduiesc să vegheze la liniștea comunității. N-ai nici pace, n-ai nici rai, dacă dragoste. În care ne aducem aminte de faptele eroice ale înaintașilor noștri și le aducem un pios omagiu pentru faptul că prin jertfa lor au făcut posibil ca noi astăzi să trăim într-o țară liberă cum este România. Facem un material cu totul special. Mergem la porțile deschise ale jandarmeriei de la Brașov. Am intrat în interior, acolo pentru început ne povesteau un pic, pentru că suntem într-o zonă muntoasă, ne povesteau cam ce echipamente folosesc jandarmeria montană, ne povesteau cam care este conceptul de jandarmerie, ce cel puțin eu îl vedeam un pic altfel, îl vedeam așa mai pe scandal, mai pe bombardit. Serios? Nu, da. Păi nu, așa imaginea. Că te bagă în dubă și exact. Te dă la ceapă, nu? Eu doar asta am văzut. Și astăzi mi s-a confirmat că nu are legătură cu asta, e cu totul alt concept, cu focus clar pe pace, pe siguranță și pe tradiție și onoare. Cred că până la urmă despre asta e povestit, cam ce puncte importante trebuie să îndeplinești ca să mergi în direcția jandarmeriei, adică să poți să devii jandarm. Și chiar dacă din nou eu aveam impresia că gata, mă fac jandarm, nu e frate, trebuie să ai bac,
trebuie să îndeplinești multe condiția fizică, trebuie să fie pusă la punct bine. Ne-ntoarcem iar biruitor. Mie nu-mi plac războaiele. Ostașii din batalionul noi, ne așteaptă o țară și un popor cu steagul mândru tricolor. Nu suntem datori nimănui și n-am prigonit nu niciodată pe nimeni. Și cu flori. Și-am stat în ploaie, vânt și amar, și-am adus țării mare dar. Și-am adus țării mare dar. Moment istoric la Abrud, unde au ajuns astăzi un fragment din osemintele domnitorului Mihai Viteazul, sabia Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și o icoană Maicii Domnului adusă de la Meteora din Grecia. După ce au fost întâmpinate la intrarea în oraș, a fost organizată o procesiune până la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Având în vedere importanța evenimentului de mâine pentru locuitorii din Țara Moților, pentru că se împlinesc 100 de ani de când a fost inaugurat podul de la Câmpeni, inaugurat de către regele Ferdinand și regina Maria, am considerat util să suprapunem și centenarul Jandarmeriei Ardelene peste acest moment și organizăm un ceremonial militar și religios în centrul localității Câmpeni, la baza statuii lui Avram Iancu, simbol pentru Țara Moților, și alături de acest simbol am adus artefacte, sabia lui Ștefan cel Mare, osemintea lui Mihai Viteazu și icoana Sfântului Apostol Andrei, care este în patrimoniul Jandarmeriei Brașov, la Biserica Înălțarea Domnului din cadrul Jandarmeriei Brașov, și această icoană a însoțit efectivele de jandarmi în misiunile din Kosovo. Nu stați departe! Aceste patru simboluri sunt pentru noi, pentru toți românii. Veniți mai aproape, cu încredere, cât mai aproape. Transilvanie frumoasă, frumoasă, pregătește-te, mireasă, mireasă, că-ți aduce pețitor, pețitor, Sfântul nostru tricolor. Suntem prezenți la acest moment aniversar cu imnul național în minte și în suflet, alături de drapelul tricolor, binecuvântare de Maica Domnului și Sfântul Andrei. Cât există ce
acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem o viitor. Am pregătit o tiroliană pentru a aduce zâmbetul pe buzele copiilor. Am adus câinii de serviciu care să le prezinte câteva din exercițiile pe care le fac ei zilnic. Și bineînțeles, suntem prezenți și cu materiale, cu tehnică și cu alte mijloace specifice pe care jandarmii le folosesc în misiune. Ce dispare și există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durare vor izboare, ori încânte ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cea de-a șasea campanie de donare de sânge a Inspectoratului de Jandarmi Brașov a avut loc astăzi cu peste 80 de jandarmi prezenți la centrul de transfuzii. Acțiunea, care a devenit o tradiție în rândul jandarmilor brașoveni, este binevenită în condițiile în care România este pe ultimul loc în Europa în privința numărului donatorilor de sânge. La prima donare, cum să fie? Nu o să fie garantat ultima și mi se pare un gest uman ceea ce facem și sper să fim cât mai mulți. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Brașov s-au reunit astăzi pentru a-i premia și felicita pe colegii lor care au avut rezultate excelente în ceea ce privește activitatea din ultimii ani. Aceștia au primit diplome, medalii și cupe în semn de prețuire și recunoștință. Și pe toți colegii dumneavoastră pentru ceea ce ați făcut, pentru cele peste 200 de vieți salvate și pentru ceea ce va urma. Vă mulțumesc! Nivelul jandarmeriei române se desfășoară un concurs intitulat Jandarmeria Montană la Înălțime. În fiecare an, jandarmeria din Brașov participă la acest concurs cu câte două echipe, iar rezultatele sunt lăudabile. Și religios la Baia Mare pentru marcarea centenarului jandarmeriei din Transilvania, eveniment organizat la inițiativa șefilor inspectoratelor județene din Maramureș și Brașov. La ceremonie au participat și jandarmi din Cluj, elevi ai școlii de subofițeri din Fălticeni, dar și o grupare de cavalerie din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a municipiului București. Delegația Inspectoratului Județean de Jandarmi din Brașov, condusă de colonelul Cristian Paliștan, a adus în centrul municipiului Baia Mare replica sabiei lui Ștefan cel Mare, dar i-a prezentat publicului și expoziția intitulată Jandarmeria Ardeleană în contextul centenarului Marii Unirii. Astăzi, cu eforturi deosebite, replica sabiei Sfântului Vevot Ștefan cel Mare, care se află în fața noastră.
Concurs de pescuit timp de 3 zile în județul Brașov, până pe 19 iulie, pe balta numărul 4 a unui cunoscut complex din județul nostru. Jandarmi și colegi de la alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne participă la cea de-a doua ediție a Cupei Jandarmeriei Brașov la pescuit sportiv. Anul acesta se organizează în contextul centenarului Jandarmeriei în Ardeal. Așa cum v-a obișnuit, acest concurs este marca Ciprian Rotaru. Mulțumesc tuturor camarazilor, echipelor care sunt prezente și le doresc tuturor fire întinsă. O nouă realizare. Drapelul României a ajuns pe cel mai înalt munte din Europa, pe muntele Caucaz, pe vârful Elbrus. În data de 17 iulie 2019, 4 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Brașov au dus la bun sfârșit misiunea începută în data de 12 iulie, respectiv aceea de a arbora drapelul național la 5642 de metri. Vremea spune cuvântul. Vremea, altitudinea înaltă, condițiile meteo extreme. Totul a început de la o pregătire temeinică, o pregătire pe care am început-o cu foarte multe luni în urmă, o pregătire pe care am desfășurat-o în masive din România, în special în masivul Bucegi și Piatra Craiova. Performanța deosebită a colegilor noștri este strict meritul lor, însă eu țin să aduc în atenție și memoria colegului lor, Trufășilă Gheorghe, cel care atunci când era alături de ei le-a remarcat gradul de pregătire și le-a spus așa: la cât de bine sunteți voi pregătiți, puteți ajunge și pe Everest. Și prin toate acțiunile, Nicolae Tăculescu a fost un mare. El spune: ideile nu mor niciodată cu cei ce le întrupează. Aceia care mor pentru o idee sunt eroi al căror testament constă într-un simplu cuvânt. Continuați! Este să ducă mai
mai departe tradițiile poporului nostru și motoul care însuflețește această întâlnire a tinerilor, respectiv credință, tradiție, unitate și tinerețe, să le călăuzească pașii și pe viitor, când vor ajunge și la rândul lor, să spunem, modelatori de caractere, să povestească că de-a lungul timpului și să vească în mintea celor pe care îi vor învăța la momentul lor, că de-a lungul timpului românii au fost demni și că merităm să avem o soartă bună și frumoasă în acest spațiu binecuvântat. Anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte, ați făcut 50 de ani ca spectacol, să ducă mai departe și să ajungeți și dumneavoastră la vârsta de 100 de ani, așa cum anul acesta Jandarmeria Transilvania a reușit să împlinească centenarul existenței sale. 100 de ani am împlinit și la cer noi v-am păzit! Astăzi, 1 septembrie 2019, se împlinesc 24 de ani de când, în urma unui tragic accident de elicopter, s-a stins din viață una din cele mai puternice personalități ale jandarmeriei române, respectiv primul comandant al acestei instituții după Revoluția din 1989, generalul locotenent dr. Ion Bunaita. De numele său este legat întregul proces de reorganizare al jandarmeriei române. A pus bazele pentru formarea unei structuri de jandarmerie pe care și-a dorit-o ca un corp unit, puternic, aflat în permanență în slujba cetățenilor, recunoscut de comunitatea internă și internațională pentru profesionalism și loialitate. Astăzi, generalul locotenent dr. Ion Bunaita se află la loc de cinste în templul jandarmilor români, care constituie o arsă a cerurilor, dar și în memoria colegilor și subordonaților săi, care, ori de câte ori au ocazia, așa cum facem și noi astăzi, aici, îl cinsesc ca pe un adevărat și dedicat om de arme și camarad. Îi felicit pentru cinstirea pe care o au față de înaintași, așa și trebuie, iar dragostea de țară să-i conducă mai departe. Și sper cu inspectoratul școlar să ajungem și copii, pentru că trebuie copiii, în primul rând, să afle despre personalitățile României, atât din jandarmerie. Țin să felicit pe domnul colonel și jandarmeria Brașov. L-a pus la cinste pe generalul locotenent dr. Bunaita. E un lucru extraordinar. Este extraordinar când îți respecti și înaintașii. Numai așa poți să construiești pentru viitor. Placa pe care o vedeți în fața dumneavoastră a fost o idee, să spunem așa, de a marca faptul că la 100 de ani de la înființarea jandarmeriei în Transilvania, inspectoratul nostru a organizat o serie de activități începând cu data de 29 ianuarie, așa cum v-am spus, data oficială de înființare a jandarmeriei în Transilvania, activități care au depășit de mult granițele județului Brașov. Vreau să vă adresez salutul nostru al jandarmilor brașoveni și de astăzi al celor patru jandarmi românșeni care pentru început își vor desfășura activitatea în localitatea dumneavoastră. Felicitări jandarmilor, au reușit până la urmă să vină să pună un punct de-al dumnealor aici la dumneavoastră în comună. La mulți ani, postul de jandar montan, care începând de astăzi va funcționa în Valea Zorului. Thank you.
Jandarmeria din Transilvania a sărbătorit printr-o serie de evenimente speciale 100 de ani de existență. Activitățile au început la mormântul lui Nicolae Titulescu. Inspectoratul de jandarmi din Brașov poartă numele marelui diplomat român. Era un ideal al nostru, al jandarmeriei române, al Ordinului Militar Sfânta Maria din Brașov și a Casei de Comerț Balcanice, să începem un proiect intitulat Jandarmeria Unește România. Și iată că am plecat din Giurgiu, de la Vamă, de unde am primit sabia, am fost la Sibiu, de manifestările organizate pentru comemorarea Sfântului Andrei, ocrotitor României. Am venit către Abrud, către Crâmpeni, leagănul nostru al unirii, unității noastre. Am desfășurat un ceremonial apoi la Maramureș, la Sighet am fost, locuri încărcate de istorie pentru noi, pentru români. În 7 septembrie am desfășurat un ceremonial 100 de ani de jandarmerie în Transilvania, în municipiul Brașov. Și alături de sabie aveți icoana Maicii Domnului, care din 2010 este protectoarea Brașovului. Aveți icoana Sfântului Apostol Andrei, ocrotitor României. Această icoană se află în custodia jandarmeriei Brașov și a însoțit efectivele jandarmeriei române în Teatrul de Operații Kosovo. Și iată că am ajuns și în Moldova, mai urmează Oltenia și urmează și celelalte provincii și ne vom îndeplini obiectivul pe care l-am stabilit în 2018 în centenar.
colegii care au participat alături de Armata României la diferitele etape din viața poporului și au adus jertfa și prinosul lor pe altarul patriei. Suntem datori să-i comemorăm pe aceștia și să ne închinăm în fața sacrificiului suprem pe care aceștia au făcut ca noi astăzi să trăim într-o țară liberă. Acest proiect, Poți fi și tu campion, este conceput și realizat de un jandarm și de asemenea judocan Adrian Petre. Mulțumesc frumos! Este cel mai bogat eveniment din punct de vedere al participării sportivilor. O să fie ceva inedit, foarte mulți veți fi în demonstrație aici. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat și pentru mine este o onoare. Pentru noi, jandarmii brașovini și jandarmii în general, sportul este o latură foarte importantă a activității noastre, face parte din pregătirea noastră zilnică și pentru a putea să ne desfășurăm activitățile și misiunile zilnice, suntem permanent conectați la această pregătire. Felicitări tuturor celor care au participat la acest eveniment, Jandarmeriei Brașov, lui Adi Petre, m-a impresionat și el cu flotările pe podul Palmelor, incredibil. Felicitări încă o dată și mă bucur că am participat. Noi repetăm doar un sincron, un pas înainte și apoi doi înapoi. Orice român poate fi și campion și poate ajunge mai sus de locul noi. Inspectoratul de jandarmi Nicolae Titulescu Brașov continuă campania intitulată Sânge pentru Viață. Deja aflați la al treilea eveniment în acest an, aproximativ 100 de jandarmi au așteptat minute bune pentru a dona sânge. Alături de ei s-au aflat și membrii familiei, dar și brașoveni, care au vrut să contribuie la acest gest de umanitate. Consider că un gestul nostru este pentru a-i ajuta pe cei care sunt la nevoie. Trebuie să conștientizăm că fiecare viață are nevoie de o șansă pe care noi o putem oferi. Venim de câte ori se poate. Cam o dată la 6 luni și donăm sânge pentru că este deficit. În fiecare zi se dă media peste tot că este nevoie de sânge. Din spirit civic am considerat să mă alătur și eu campaniei inițiate de Inspectoratul Județean de Jandarmi Nicolae Titulescu Brașov. De-a lungul celor 3 ani de când contabilizăm, să spunem, această donare, suntem peste 500 de jandarmi care am donat sânge.
aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec istoric bătrân ca unirea. Voi, compatrioți, ascultați un cântec istoric bătrân ca unirea. Voi, compatrioți, ascultați. Treceți batalioane române carpații, v-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecători. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trei culori. Ardealul, Banatul, Crișada ne cheamă, Mădeștea e numai la noi. Să rugă-ți copile, părinți și frații, și-apoi să mergem la război. Să rugăți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Înainte, înainte, cu sabia mână, hotarul nedrept să-l zdrobim. Să trecem carpații nedrept, să trecem. În fața statuii lui Ștefan cel Mare și Sfânt, care urmează să fie sfințită în această zi deosebită. Vreau să mulțumesc cu organizatorilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, cei care au sprijinit evenimentul. Este vorba de Ordinul Militar Creștin Ortodox Sfânta Maria din Brașov, Custodele Saviei, Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, care a sprijinit și ne-a trimis delegația cu sabia, replica sabiei Marelui Voievod, Primăriei municipiului care a facilitat sfințirea statuii voievodului moldovean și, bineînțeles, Complexul Muzeal Județean Neamț, prin grija căruia această sabie va fi depusă timp de o săptămână la Muzeul de Artă, unde poate fi vizitată de către... Binecuvintează și se sfințește monumentul acesta al voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, domn al Moldovei, prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când fost aprunc, micuț Iisus, în grădiniță El și-a pus un trandafir cu gând curat, să poarte flori încununat. Un trandafir cu gând curat, să poarte flori încununat. Când trandafirul înflorea, aiudei prunci se năpusteau asupra trandafirilor, rupând de zor podoaba lor. Asupra trandafirilor, rupând de zor podoaba lor. Mai vrei să porți, cununa vrei, striga răceata de iudei, și în loc de trandafir curat, cu spinii l-au încoronat. Și în loc de trandafir curat, cu spinii l-au încoronat.
când fosta prunc micuț Iisus, în grădiniță el și-a pus un trandafir cu gând curat, să poarte flori încununat. Un trandafir cu gând curat, să poarte flori încununat. Un trandafir cu gând curat, să poarte flori.